Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne-am hotărât să vă arătăm un antrenament de acasă. Am decis că eu să fac piept, umeri și triceps, iar Iubi fesier. Full body. Full body vrei să faci? Iar Iubi va face full body. Eu o să fac un antrenament cu ganterele, cu bară. Am și o bancă și niște corzi elastice. Vreau să vă spun că la nivelul la care sunt eu după atâția ani de mers la sală, nu cred că o să mai fie o mare creștere musculară sau o să evoluez în această perioadă, însă vreau măcar să mențin tonusul muscular. Dar dacă voi sunteți la început și nu aveți o mare experiență, chiar o să vă ajute acest antrenament și chiar puteți să și evoluați, pentru că mulți dintre noi ne-am apucat acasă și am avut o evoluție chiar și de acasă, nu ne-am apucat în mari săli și așa. Noi ne-am făcut pre-workout-ul, bem pre-workout-ul și ne apucăm de treabă. Cum ai? Purgapele. Deci tragi foarte bine, nu? Iubi a început cu fesierii și picioarele, pentru că începem cu grupa cea mai mare și după aia va continua cu restul grupelor. Eu m-am apucat de piept. Bam. Și revenim. Vreau să vă spun că împreună cu cei de la Prozis v-am pregătit o nouă surpriză. O să vă las imaginea cu campania celor de la Prozis aici. Sunt produse foarte tari pe care le puteți câștiga. Am făcut o combinație și între vitamine, între suplimente pentru sistemul imunitar. După cum ați văzut, în această perioadă toată lumea recomandă suplimentele nutritive. După ce atâta timp au fost blamate, acum toată lumea recomandă glutamina, recomandă vitaminele, așa că spor la cumpărături și nu uitați, folosiți codul de reducere George pentru a beneficia de reducere 10%. Avem două gantere de 16 și două gantere reglabile de 10, nu? Power! Op, așa!
Ok, acum vom imita un exercițiu de împins la umeri cu banda elastică. Ne sprijinim cu un picior în față, prindem banda elastică de ceva, în cazul meu de mânerul unui uș, unei uși. Și... Ok, am trecut la următorul exercițiu. Avem ceva nevoie de ceva special pentru acest exercițiu? Da, să culezi din ăștia din sirp și o bandă elastică. Aha. Care să fie cât mai rigid. Ah, cât mai gros, am înțeles. Hai să vedem și exercițiul. Așa. O să fac 15 repetări pe fiecare picior. Ok. Ca să fie mai intens. Ok, după cum știți, eu fac push-pull legs, pauză push-pull legs, iar astăzi v-am prezentat antrenamentul de push, am început cu pieptul, după aia am imitat un exercițiu de împins cu banda elastică, iar acum o să fac ridicări laterale cu banda elastică și ridicări frontale, de fapt, cu banda elastică și ridicări laterale. Să știți că benzile elastice sunt pe mai multe categorii. Asta este de 15 kg rezistență, am și de 25, dar aici prefer o bandă mai ușoară. Spatele drept, fixăm banda elastică sub tălpi și ridicăm. Cinci repetări, acum, imediat, facem concomitent ridicări laterale. Prindem banda elastică la fel sub talpă, doar că aici facem cu un singur braț, spatele drept și... și schimbăm. Ok, după cum ați am trecut la triceps, fac primul exercițiu
imit extensii cu sfoana la scripete pentru încălzire. Am prins de bicicletă banda elastică, dar la fel puteți să prindeți de mânerul unui neuș sau ceva solid. Ok, am trecut la următorul exercițiu, tot la triceps. Locuim extensii alternative cu gantele deasupra capului. Dacă nu aveți bancă, puteți pur și simplu să stați pe un scaun și prindeți coarda la banda elastică de piciorul scaunului. Ne așezăm și sus. Chiar este foarte bun și în funcție de cât de greu vreți să fie, prindeți mai sus sau mai jos. Uitați, acum e mai greu. Dacă prindeți mai de sus, e mai ușor. Schimbăm. Bun. Asta cred că implică și lombari și picioare. Da. Bun. Foarte bine. Gata și antrenamentul de piept. Am făcut antrenamentul, am dormit puțin la prânz pentru că eram puțin obosiți. Și acum vreau să vă arăt o rețetă de rață la cuptor, care o mâncăm ca cină. Rață la cuptor și cu cartofei. Și că am dormit puțin de la 5 la 8. Cum e bine? Am dormit puțin de la 5 la 8 noapte. Pam, cam așa arată și cu salată. Vreau să vă recomand ca în perioada asta să gândiți pozitiv, să trecem cu bine peste, să ne revedem cu bine și vă rog mult, evitați să ieșiți din casă cât de mult puteți, mergeți doar dacă aveți nevoie la cumpărături sau la farmacie și împreună să trecem peste toată această nebunie. Vă mulțumesc mult pentru susținere și să ne vedem sănătoși data viitoare. Power!